Prichindei și prichinduțe, Sufletel și Ileana s-au întors cu un nou capitol din Habar N-am și aventurile lui minunate. Capitolul 26, reîntoarcerea lui Cuișor. Să pornim! Văzând că nu se mai întoarce Cuișor, niciunul din locuitorii orașului Zmeilor nu mai a avut curajul să plece în orașul verde. Se răspândi zvonul că balaurul cel cu 100 de capete le va face de petrecanie în curând tuturor prichinduțelor, după care se va muta în orașul Zmeilor și va începe să înghită pe prichindei. Timpul trecea însă, balaurul nu-și făcea apariția, în schimb, se treziră într-o bună dimineață în oraș cu un prichindel pe care nu-l cunoștea absolut nimeni. El povesti că împreună cu prietenii săi zburase cu un balon și sărise cu parașuta în momentul în care balonul era gata să se prăbușească. Căzuse într-un codru de nepătruns și de atunci cutreieră câmpiile și pădurile căutându-și prietenii duși mai departe de balon. Desigur, cei mai istezi dintre cititori și-au dat seama că acest prichindel necunoscut nu era altul decât știe tot. În loc să se întoarcă acasă liniștit, știe tot se hotărâse să-și găsească prietenii. Locuitorii din orașul Zmeilor îi povestire lui știe tot că în orașul verde își făcuseră apariția în urmă cu câteva zile niște prichindei care zburaseră și ei cu un balon, cu care s-au izbit de pământ. Doi dintre aceștia au venit în orașul lor după letconul pentru lipit. Apoi au plecat înapoi în orașul verde împreună cu șoferul Covrig. Știe tot începu să-i descoase despre acești doi prichindei. Când îi fură descriși și află că amândoi purtau vestoane de piele, el ghici îndată că era vorba de șurubel și piuliță. Scriitorul Istețilă, care se afla și el de față cu vorbitorul său, auzind această discuție, confirmă că pe prichindei îi chema în adevăr șurubel și piuliță. Știe tot se bucură tare. El spuse că va pleca imediat spre orașul verde și ceru să îi se arate drumul. La aceste vorbe, localnicii se posomorâră, sfătuindu-l să nu se ducă acolo, deoarece în orașul verde se leșluiește un balaur cu 100 de capete, care le hăpăie pe prichinduțe, dar mai ales pe prichindei. Nu știu cum se face, dar eu n-am întâlnit niciodată balauri cu 100 de capete. Zâmbi, neîncrezător, știe tot. Ba da, ba da! Începură cu toții să dea din mâini către el. Dar pe covrigul nostru, cine l-a terminat? Doar au trecut atâtea zile de când i-a dus în orașul verde pe șurubel și violiță și de întors nici gând. Dar pe Elice, cine l-a dat gata? Întrebară alții. A plecat în orașul verde după covrig și nu s-a mai întors nici el. Și ce minunat mecanic era! Știa să facă de toate. Dar pe Cuișor, cine l-a înfulecat? Întrebară ceilalți. Ei, de ăsta cel puțin nu ne pare rău, pentru că la drept vorbind era un ticălos de prichindel. Dar cu toate astea trebuie să-l fi mâncat și pe el cineva. Știe tot și voi puțin. Apoi spuse. Știința nu pomenește nimic despre existența balaurilor cu 100 de capete. Înseamnă că ei nu există. Istețilă îl contrazise. Dar știința nu pomenește nici că nu există balauri. Așadar, s-ar putea să existe. De vreme ce lumea vorbește despre ei, se poate trage concluzia că ceva există. Dar despre Baba Cloanța lumea vorbește, răspunse știe tot. Și adică, după părerea dumitale, Baba Cloanța nu există? Bineînțeles că nu există. Lasă-te, păgubaș! Astea sunt basme. Ba nu-s deloc basme. Baba Cloanța-i basm. Hotărât, știe tot, decise să pornească spre orașul verde și oricât au încercat în localnicii să-l facă să se răzgândească, el a ținut-o pe-a lui. Nemai având ce-i face, prichindeii îl hrăniră bine, apoi îl conduseră până la marginea orașului și îi arătară drumul către orașul verde. Socoteau cu toții că se duce la moarte sigură și își luau rămas bun de la el cu lacrimi în ochi. În vremea asta, departe, pe drum a apărut un nor de praf. Se apropia cu repeziciune și devenea tot mai mare. Prichindeii se împrăștiară care încotro. Se ascunseră prin casă și își scoteau doar capul pe fereastră. Erau cu toți încredințați că balaurul cu 100 de capete vine năprasnic spre ei.
nu mai știe tot, nu se sperie și rămase în mijlocul străzii. În curând, văzură cu toții că se apropiau de oraș, unul după altul, trei automobile. Acestea ridicaseră norul de praf de pe drum. În prima mașină se afla un măr mare cu coaja roșie. În cea de-a doua, o pară bine coaptă. Într-a treia mașină așezată stivă, cinci prune. Ajungând în dreptul lui știe tot, mașinile se opriră și din ele se dădură jos covrig, elice și cuișor. Văzând asta, prichindeii năvăliră de prin case și începură să-i îmbrățișeze pe covrig și pe elice, pa chiar și pe cuișor. Îi întrebară despre balaur și când auziră că nu există niciun fel de balaur și nici n-a fost vreunul, rămaseră grozav de mirați. Atunci, unde ați dispărut atâta vreme? Îi întrebară. Am ajutat la culesul fructelor, răspunse cuișor. Răspunsul acesta aduse surâsul pe fețele tuturor. Alții poate că au ajutat, dar tu de bună seamă că ai stat tot timpul agățat de garduri și ai spart geamurile caselor, spuse cu ironie istețilă. Ba uite că nu, răspunse cuișor cu ciudă. Am ajutat și eu. Eu m-am, cum se spune, m-am reeducat. Elice și covrig confirmară că, într-adevăr, cuișor se reeducase și povestirea apoi că prichinduțele au rămas foarte mulțumite de munca lui și le-au dăruit pentru asta celor din orașul zmeilor o mulțime de mere, pere și prune. Toți prichindeii se bucurară, căci tuturor le plăceau foarte mult fructele. Aflând că știe tot pornise spre orașul verde, covrig se oferi să-l ducă cu mașina lui și plecară îndată. Locuitorii din orașul zmeilor forfoteau vesel pe străzi. Erau bucuroși cu toții că nu există niciun balaur, că s-au întors covrig și elice și mai ales că fusese reeducat cuișor. Erau și unii care nu credeau deloc în această reeducare și îl urmăreau cu îngrijorare, temându-se ca nu cumva să le spargă iar geamurile. Peste un timp îl văzură pe cuișor la râu. Numai în chiloței, ședea pe mal și spăla hainele. Ce ți-a venit așa, tamnesam, să-ți speli hainele?" îl întrebară ei. Mâine mă duc la bal," spuse cuișor. De aceea trebuie să mă îmbrac cât mai curat și să mă pieptăn." Dar ce, prichinduțele dau un bal?" Dau. Vin acolo și covrig și elice. Am fost invitați cu toții." Vrei să spui că te-au invitat și pe tine?" îl întrebară neîncrezător prichindeii. Păi, cum altfel? Bineînțeles că m-au invitat." Bravo!" dă dură din cap prichindeii care l-au invitat prichinduțele la bal. Înseamnă că a fost cu adevărat reeducat. Cine și-ar fi putut închipui una ca asta? Bravo! Bravo, cuișor! Sufletel și Leana vă îmbrățișează cu tot sufletul lor și vă așteptăm data viitoare la următorul capitol din Habar N-am. Vă iubim! Pa!